Zici că te-o sunat aseară sau ați vorbit chat. Nu, ne-am înscris pe Messenger. Aha. Dar de ce nu Și vă sunați? e fudulă, eu nu știu, că nici și-a făcut copilul cu mine. Sau ca să nu audă bărbatul italian, numai ți-o scris, așa, pe furiș. Poate e gelos și acela. Dar n-aș crede că este, dacă a postat, v-a spus, de la ora 10 și jumate până la ora 12 și 15. Oho, ei la ea cu o oră mai târziu, dar oricum ați stat o leacă. Da. Și v-ați spus, interesant. Dar și eu spus, eu spus că fata n-ascunde, eu spus că fata e tot legal acolo, eu nu înțeleg cum tot legal pot și basta, dar deamă e ilegal, dar copilul umblă acolo la școală, e ilegal. Copilul dacă l-a luat, e traiul acolo, legea așa spune, n-are drept categoric să le iei fără acordul al doilea părinte. Apoi unde care lege spune așa, italienească? La noi în Moldova, e categoric că n-are drept fără acordul meu. Încă în al doilea rând eu am făcut grație cu stabilit pe Al lege. doilea părinte, dacă se căsătoriți, dar dacă sunt divorțați și stabilit cine se ocupă de copii, deja e altă regulă, nu? Nu joacă și nici rolul. Înțelegeți, judecata când se face, când se despărțește bărbatul cu femeia și depinde de copil, se face toată favoarea copilului, nu a mea ori ea. Și cum puteți să-i dea să judecata ei, dacă e maritată, nici într-un caz nu-i da. Pentru că, dați-vă spune că sorsa, fix așa au procedat, dar sorsa a fost la Curtea Supremă, ei au insistat și au fost la Curtea Supremă. Și sursa la și judecători au spus că e fata e, dar vine Republica Moldova să trăiască cu italianul, o amăgit pe și judecători și-au dat fata și cum i-au dat fata, cum au dus-o Italia, înțelegeți sau nu? Categoric, legea nu dă voie să există, dar este convenția asta de la Haga. Și apoi am oare și sora dosar penal și ea pentru că a plecat copilul Și din țară? sorsa, da, și sorsa are dosar penal. Sorsa o despărțit doi frați care au crescut împreună acum, băietul categoric nu a vrut, băietul a fugit când au venit ei, băietul avea 13 ani, îmi pare că. O fugit și nu l-a luat. Fostul bărbatul a chemat poliția și sorsa în Alexandria, în satele alături. La Sângerei. Satul meu, Alexandria cu Ptineștiul alături. Și că Bun. două surori. Dacă ai comunicat cu ea, dar înțeleg că ai comunicat și vreo 2 săptămâni în urmă, că mi-ai povestit despre cum vorbea Atunci despre n-am tine și... cum, atunci, atunci cum am comunicat? Atunci n-am, eu numărul mi-a dat și din București, din Vodafone. A, și chiar la telefon ai vorbit cu ea. Am încercat să-i sun, eu au pus receptorul A, și și ți-o trimis înregistrări. Da, audio am da, înțeles, i-am da. dat audio, ei și ei nu i-am dat audio. Și acolo prin audio cum am zis că e steme, că au fost carabinieri, că au fost, dar acum prin scris, scrie de mine nu steme. Nu, Abstemer dacă nu steme. dumneavoastră cum vă chipuiți, o femeie slepe de o mamă, las, spunem așa, o mamă, care i-a dat legea ei copiii, te slepe pun cu 5 luni de un om care steme. Ei, abia a început să trăiți împreună, abia v-ați căsătorit și atunci avea încredere, nu? Numai că câțiva ani te-au lăsat cu copiii, nu? Cu amândoi copii și cu al ei și cu al vostru împreună. Părinților meu, pe că asta e cel mai interesant. Noi n-am trăit și s-o început atimei, din ce motiv? Noi cât am trăit, nu s-o temut. Cum nu trăim împreună, cum nu și-o pus seama, copiii erau cu mine acasă. E că cel mai interesant, că eu și-o am gândit, dar ei s-au dus numai să-l caute pe moșneac și el au echipuit aici 4 ani, s-au făcut, iată ce au avut, au luat copii, s-au știut, dar una că de mine, nimeni nu trecut și zic, dar la copilul e pată, și copilul iese, că iese hotărâre, statul român a fost tras la răspundere de Curtea Europeană. Fix așa, copilul nu trebuie să suferi din asta. Dar dumneavoastră vedeți că e categoric, au pus pe Facebook la moșul care trăiește că Arina îi spune tată și l-așteaptă la 4 luni, Alina luată la mine, copilul era atașat, ține cu mâinile și cioare de mine, la 4 luni e încă italiană, nu și arată că e că butul scris în italiană copilul. Înțelegeți? Asta se vede că e
Păi Ei nu copiii mai ne pot. uită repede, părinții încearcă să spună despre copii mai mult decât e adevărat. Domnule, cum poți să uiți lemn de copilul atașat? La 4 luni să uiți lemn de tata care copilul nu, categoric nu vrea să ducă. Cum? În 4 luni așa de repede nu puteți să uiți. Ce zic, atașat era de mine. Asta e traumat psihic, da, v-a creat spus, că el a traumat psihic, tata e rău, tata este, da. Dar să uite nu poate, categoric. Copilul și amul, eu cred că nu m-a uitat încă. Dar ani, timp o să uite. Dar dacă ați vorbit atâta timp, un ceas și jumătate, nu ai întrebat dacă poți să vorbești cu copilul, cu amândoi poate vrei să vorbești. Eu spus că copilul doarme și gata, și mai mult copii nici nu ies, că e legal, că nu și că ai sta. Și eu totuși i-am trimis, dar e are și unii e deschis și dată și în căutare internațională, document legal. După ce ei nu știu ce pot, de nou ce pot așa spui că... Și vă spun, prin scris, nu scris de mine, nu scris, dar n-are și de mine. N-are și de mine. Cum n-a și ei mama la da, copilul și bă, eu l-am crescut atâta timp. Acum ei și faci, ei traumează copilul psihic. Și au fost dat ei ilegal. Doamna Nicori și-a făcut o hotărâre. Un articol a fost încălcat. Dar judecătorul, numai dacă bănuiești că se încalcă, nu trebuie categoric să fac o hotărâre în șibolești încălcat. Dumneavoastră înțelegeți sau nu? El îmi dă pildă nouă. Nicorice Noi e acum... judecătoarea de la Florești, da? Da, judecătoarea a încălcat articolul 63 din Codul Familiei, alineatul 2. Acolo spune negru pe alb că... Cât n-o constatat nimeni chestia asta, Curtea de Apel înțeleg că a anulat hotărârea ei, dar Curtea Supremă o repus-o în drept, deci asta rămâne Repus-o în drept ca pentru lege. că o amăgit. O amăgit ei și o dat, este ei o amăgit că cu Guțu. Că Guțu are scos, advocatul ei, domnul Sergiu Guțu, are scos, numai eu știu, 5 sau 6 copii. Ia că așa am ajuns și aici e mită, mi pare că o schedioală e ceva, câți sini, câți naș, fostul judecătorul, nu, ori nu știu, mai este o schedioală, nu? Sterneoală de la Curtea Supremă? Da, schedioală, și el e de la noi din Florești. Și ia că Mhm. deși Curtea Supremă a făcut aici, pentru că schedioală i-a dat-o, a spus că e test legal, nu posibil legal, dumneavoastră înțelegeți? Eu nu știu, eu nu știu cum să vă lămuresc. Copilul a fost crescut de la vârstă fragedă. Ei erau obligată prin lege până la o jumătate să-i dea sân. Dar el le-a pagat 5 luni. Eu l-am crescut de la vârstă fragedă 5 luni. La 4 ani jumate și tâmpit judecătoare poate să-i dea copilul să ducă în Europa, Italia, categoric n-a să-i dea. Pentru că știți să faci în favoarea copilului. Acum copilul se duce Ea în copilul la tu vrei. instanță nici nu a spus că vrea să plece în Italia, nu? Ea în instanță a zis că rămâne să trăiască în Putinești. E în instanță nici nu am bat, ei era în Italia cu fost A, judecător. vine Înțelegeți? Cel avocatul mai ei. interesant e că așa, omul fost. Cel mai interesant și de ei e câștig de cauză. Înțelegeți sau nu? E că banul zile cum? Că tare în cazul ăsta îți dă la părinte care e interesat, care îmblă la fiecare ședință. Că nu-ți dă că advocatul. Advocatul îți dă când te divorțează și el nu-i n-are chip. Dar aici e viitorul la copil. Dumneavoastră, înțelegeți că și mai interesant. Și Deci ea nu a lunicorii și venit ascultă. nici în instanța de fond, nici la apel, nu a fost în ședință și totuși a decis Nu, în favoarea ei. tot în favoarea ei. Na, instanța de apel, parcă ai zis că o răsturnat situația, dar degeaba, că nu a fost O definitiv. răsturnat că a făcut dreptate, că ei o văd că cu încălcare de lege. Pentru Deci că... două din trei instanțe i-au făcut ei dreptate, chiar dacă ea nu venea la ședință. Da. Și ai cerut revizuirea și au zis că dosarul a ajuns tot la Nicorici. Asta nu e divizuire. Și... Înțelege că și odată în cazul ăsta fondul, alt de fond, ies, șterge pe mâini că nu e o judecat. Ei nu m-au ei nu luat concret dosarul să îl înăiți. Ei s-au uitat și mai e asta, înțelegeți sau nu? În cazul este Suprema, e ca în cazul meu, Suprema nu Suprema nu examinează are. fondul. Suprema examinează doar dacă s-au încălcat sau nu niște legi. Articolul 63 din Suprema a fost încălcat. Articolul 63 acolo scrie negru pe alb. Alineatul 2 din Codul Familiei. Negru pe alb scrie copilul.
vii la 10 ani, are dreptul să și bușie la judecată și să întrebe de dâns cu cine rămâne. Dar copilul vostru, dar copiii voștri niciunul când aveau 10 ani. Până la dată, în voie să spun la urmă, până la 10 ani, copilul rămâne cu părintele care e atașat. Asta trebuie să stabilească, asta trebuie să stabilească o expertiză psihologică, o pedagogică. Da, asta își fă de expertiză psihologică și asta se vede negru pe alt pentru copilul la 5 luni, el nici nu știe ca mamă. Și acum scrie că eu punem fata să-i spui lui mama mea, mama, sau tâmpită. Fata singură auză că îi zice eu mama lui mama și îi zice la bunică mamă. Repeta, da. Eu cinstit, eu mă jur că eu din calte îi spunem că ei mamă, ei nu vrea să-i sune și îi spune că eu nu vrem să-i traumez copilul. Și copilul crește și zice, băi, de tata spune de rău, dar uite mama și e bună. Înseamnă că el nu-i bun și el e intenționat, eu la asta m-am gândit atât de vreme, înțelegeți sau nu? Și niciodată n-au vrut să fac copilul să-i spun de rău, că ei rău, că ei ăsta. Dar ei uitați și tâmpit, eu luat și-o izolată complet și tot. Eu o rugam să-i suni el la copil, dar e categoric mi-au spus copilul, înțelegeți sau nu? Deci când ea era în Italia și copiii în Moldova, vorbea eu cu rugam ei la telefon. Să-i suni la, și nu, categoric nu vrea să suni. Ciudat. Și acum, nu te lasă pe dumneata să vorbești cu... Da, e că și nu e, că e ieri, că spune că ca buta ești prieten cu mine, s-au spus cu regisorul și ala tău, nu știu, zic, fac, tu ai la replici, e de replici, e spune că nu e așa, spune dar cum e drept, spune dreptate, dar spune cum e lepădat copiii de frajile, păi i-am propus să dea replică, sune tot așa pe Skype, pe Viber, pe Facebook și să-mi dea replică, să-i explice varianta dacă crede că spui dumneata minciuni. Tot timpul am fost de acord să dea o replică. Cum poți spui că eu pot să dau tot satul, știi cum a rămas cu copiii? Eu martor tot satul, las să spui dacă vrei, las spui. Nu spui cu ei la una, două școli la Italia, care fix cădân s-au făcut. Dar este lume care văs. Este că acum... Un vecin, i-a murit mama, îl duce la lapte, că vrei să mama zălăță. Și zice că el nici nu vrea să trească, i-a murit soția. Și el mai vede pe mine, că zice mama, ia uite, dar Serioja ne-o să-i minte că tot suferit. Zice, Iura, a de prins. El de mai în vârstă, el are sub 60. Și e greu când pierzi omul care era în primul unul aici, doar să reci și greu, domnule. Dar la mine, dumneavoastră, înțelegeți, scriești copilul la vârstă și fragilă, și să iei, e ca cum să prinii, îi luat bucoși din ou, e crescut și când mari să-i tai, să iei apă. Dar aici e coptil, și stat noi, e corupție foarte corupt, cum generația tânără s-o dăie la alt stat. Și stat de păcălenia nouă generație s-o dăie la alt stat. Asta tâmpieni, ce știi, asta Dodon, nu-i rușinic cât am protestat și niciodată tot și-am tâmpit încă așa că nu-i și atunci ce-am făcut, m-am ajut până la urmă, gata, și eu, că Dodon, nu Dodon trebuie să fac altcineva. Dar pentru și Dodon, eu nu înțeleg, pentru și Dodon e președinte de stat, deși el trebuie să scrie o declarație și vă copilul întors în țară și tot, că e cetățean, el trebuie să arete, să dă o pildă la stat, că el e un conducător demn, nu e corect. Primul om el trebuie, așa pe cu vienare și așa are, dar el e capul armatei, capul la tăi. Deci n-ai vorbit cu Dodon, ai vorbit cu consilierii lui, nu? Da, cu care prinești la audial cu Anatol Ciobanu, multe ori și tolc. Anatol Ciobanu atunci când Maia s-a dat afară, stai că schimbă, l-am chemat pe mine și prins, dar s-a schimbat, de-am Dodon nu pot să facă nică. Așa m-a luat bunica. Eu nu știu, cinstit, oameni mari și fărâmini din cap în țara și era noi la Moldova. Iar Aldi Găiciuc, Victor Găiciuc, am văd că nu el e ministrul apărării. Cine e? Mai din s-a întors iar la președinție. E un fost polițist, pânzari, ministrul apărării. Aha, da, da, da. Victor Găiciuc când spune că judecătorul e Dumnezeu, dumneavoastră să ziceți sau nu? Și eu zic așa, dacă instanța o decis, e, are efect de lege, ca un fel de Dumnezeu, nu? Nu e, până se demonstrează greșeala lui. Dacă ai pierdut termenul și nu te-ai plâns la CEDO, acum nu știu cum îți demonstrez că instanțele noastre au greșit. Nu, dar cum? Dar peste hotărârea astea unii e obligat să-mi dai copilul. Asta
Păi nu-ți irevocabilă, e nu. ți-l dea, dar să-ți asiguri întrevederi cu copilul. Nu, da? Păi Dar asta e cum să-mi altceva. asigure? Dar ce să-mi Du-te în asigure Italia, întrevederii? tradu documentul și obligă-i să-ți dea întrevederi cu copilul. Să aplice legea. Cum vrei să-ți-l dea? Dar păi la Suzii în țară copilul a A, fost în da, țară, lasă dar vii nu. ian țară. Ea și-o dus în Italia și-o găsit fericirea acolo. Și-o găsit Dar fericirea iubitul, făt ei frumos. nu-i... Domnule, fericirea ei asta nu e fericirea copilului. Asta e viața Nu ei se știe. personală ce are cu viața copilului. Nu se știe. O să vedem. Până la urmă copilul o să povestească cum i-a fost mai bine. În Italia sau la Putinești. Nu, am ușurit cu coronavirus, să se izolează. Vă ferici să face acolo. Și la și risc mi-au pus tâmpită și jucătorească copilul meu, nu o trimis în coală. Lasă, Dar poate și la noi așa, dar crezi și că în mă duc. Moldova o să fie mai bine? Stai că vine acuși vârful epidemiei. Vine, dar aveți timp de sunt țară, înțelegeți sau nu? Vom vedea totuși. Eu sper că se acceptă asta și conform legislației, asta e ducă copilul. Ce știți? Șansă foarte mare am. Eu, cum știu, spus și adecvat popor la noi. E că eu am hotărâri să unii obligată și eu noi trebuie să-i obligăm să o aduc cu tine gata. Eu fac să iei cum vrei. Zboare fiecare sâmbătă. O aduci sâmbătă, duminică zboare înapoi. Fac să iei vrei să circule, las circule. Dar copcilor să aducă. Pentru că este o hotărâre unii ei obligați să ne aducă. Și hotărârile nu spie că eu smoc în Italia. Dar n-ai să faci cum îi reproșez surorii ei că o să desparți două surori? Două surori, ieri le-au dispărțit. 2 ani. Eu am acte unde am făcut, le-a făcut copiii să vadă și au fost respectat numai 2 ori, nici 2 ori, o dată jumate, vă spun. Două, dar eu sunt gata și pe doilea să eu. De ce să nu-i fac? Bine, Am Sergiu. crescut-o. Mulțumesc pentru mărturie. Am înregistrat și Mulțumesc publicăm. dumneavoastră, sper că totuși ați dau eu de capăt, că eu nu văd, nu știu, nu văd un ăștia la, dacă copilul sunt eu în tot. Degeaba mai trăiesc. Nu pentru ce să mai trăiesc. Și viitorul, eu văd, copilul a făcut și nu l-a luat, l-am crescut eu cât mai greu și ce mai trăiesc degeaba. Ești tânăr, fă altă familie. Aici, în România, ai zis că îți place la București. Domnule, eu să-i fac, dar copilul și ala, eu duc răspunde, De până la 8 acord, și aia. de acord, Și eu sigur, l-am na. crescut. Sper că n-ai să Numai rupi eu știu. legăturile și măcar, eu știu, Numai anul eu ăsta știu o să-l vezi, măcar pe câte internet. nopți m-am, domnule, numai eu știu câte nopți m-am dormit. Cât copilul și ala bolne, cât copilul și-a sunt cu ei, că eu facem priz cu termometru. Numai eu știu cum am făcut din pui ăsta. Numai eu știu și e tâmpită, spune că e născut de copilul, că nu dezgrăiesc 2 ani de zile. Asta nu e ascundere. Unii el la Curtea Supremă au spus că n-are dreptul nimeni și e intenționat ascunde copilul. Asta e criminală, și tare criminală. Ei spun și e intenționat să face asta. Ei știe de asta. Pentru că o scris eu advocatul, dar îi scris, îi dat la asta, eu făcut, nu știți când o dat la Curtea Supremă. Cum și că monitor oficial. Îi dată monitor, e citit, nu e citit, dacă ești pus eu, înseamnă că tu e citit. Or, nu e așa. La Curtea Supremă tot ce a scris advocatul ei, știe de asta, sau nu știu, ei nu face cum nu știți, e advocat face de capul lui. Când răspunde, tot pe dânsă dacă ceva e călcat, tot pe advocat, pe mine. Sper că totuși de grabă ne vedea cu copil. Asta că am și eu, am cetățenie, am cetățean european, nu vedea. Sper că totuși, dreptatea până la urmă, da asta.